dacă simți că ești epuizat fizic și mental, dacă vezi cum îți pierzi răbdarea și stresul, gândurile și uneori inclusiv emoțiile negative preiau controlul, să știi că am fost și eu acolo. Te înțeleg perfect. Acum mai bine de 7 ani de zile lucram în inginerie. Lucram într-o companie de telecomunicații și lucrasem deja de multă vreme în acest domeniu, dar de multe ori am ajuns în această situație de a găsi lipsa de control, de a găsi neputința care mă consumau. Lucrând ca și inginer în această companie, aveam de rezolvat probleme. Asta era jobul meu și de multe ori aceste situații creau mult stres și acest stres se acumula. Lucrând în acest context, mi-am dat seama că aceste lucruri care de multe ori erau foarte multe, timpul era puțin și de multe ori erau situații neprevăzute, îmi creau un program haotic. Lucram zi și noapte, făceam suport 24/24 și cel mai bun prieten al meu era draperia, pentru că oricând ajungeam acasă puteam să mă culc. Așa că începeam dimineața, terminam noaptea, uneori lucram noaptea, uneori lucram ziua și nu mă înțelege greșit. Știam exact ce am de făcut. Eram deja antrenat în acest domeniu și mi-am dat seama că totuși aceste lucruri pe care le făceam acumulau foarte, foarte mult stres pentru mine. Eram în unele dimineți, eram terorizat de ceea ce urma să fac pe parcursul zilei. Oboseala se acumula pe nesimțite și mi-am dat seama că era acel gen de oboseală care duce foarte ușor la epuizare. Nici nu mi-am dat seama că sunt aproape în punctul ăla sau că l-am și atins, dar ideea este că după câteva luni pe care le-am petrecut în acest context, am ajuns să merg acasă și să vreau doar să dorm. Era lucru, somn, lucru, somn. Atât. Acum, mi-am dat seama într-un moment de calm, de pace, de claritate, că pot să mai continui așa, dar conștientizarea care a venit pentru mine atunci a fost faptul că nu mai voiam să mai continui așa. Gândul că mai pot să continui așa, dar nu mai vreau, m-a acaparat și mi-am dat seama că pe lângă oboseală mă simțeam și rău fizic. Nimic grav. Mă durea spatele, stăteam prea mult la birou, mă dureau uneori mușchii, în general aveam probleme de digestie și de multe ori tulburări de somn din cauza acestui program haotic. Dar cel mai important aspect din viața mea, în clipa respectivă, era faptul că nu mă mai bucuram de viață. Așa cum ți-am zis la început, nu era disperare, nu era nimic teribil de grav. Dar nu mai aveam chef de nimic și nu mă mai bucuram nici de acele aspecte care altă dată mă bucurau. Eram cu totul pe repede înainte și indiferent de ce se întâmpla în jur, tot nu apreciam, tot nu mă bucuram de ceea ce era viu pentru mine. În punctul acela am început să aplic tehnicile de mindfulness și realitatea este că n-am văzut imediat rezultatele. Nu le-am văzut nici în câteva zile, dar în timp viața mea a început să se schimbe, pentru că aceste efecte sunt resimțite în timp. Așa că mai întâi am făcut asta. Am aplicat aceste tehnici cu mine ca să-mi redescoper starea de bine și pofta de viață. Apoi am urmat cursuri și certificări internaționale pentru că m-a pasionat treaba asta și voiam să aflu mai mult și voiam să dau și altora. Și de-a lungul timpului am observat că mă bucur enorm când predau și mă încarc și mi-adâncesc înțelegerea acestor practici și concepte care m-au ajutat pe mine atât de mult. Am reușit să fac asta deja pentru sute de oameni, prin cursuri, prin sesiuni de meditație, prin retreat-uri, prin sesiuni 1-1. Și mi-am dat seama că mindfulness ne poate ajuta pe toți, nu doar pe mine. De aceea dau cu mare, mare drag aceste lucruri altor oameni, iar acum vreau să te ajut și pe tine să faci pasul de la stres, de la agitație, de la neputință, înapoi în controlul vieții tale, înapoi la starea de bine. Și ți-am pregătit un webinar live, gratuit, în care o să descoperi pas cu pas cum te consumă stresul, cum te doboară această furtună de gânduri și de emoții și cum să faci să nu mai dai toată puterea ta acestora. Înscrie-te, este gratuit. Dă un click pe linkul de sus și te aștept cu mult, mult drag. Salutare!